Un bărbat de 48 de ani a fost găsit decedat pe strada fabricii din municipiul Zalău, joi, în jurul orei 17. Din primele informații de la fața locului, se pare că este vorba despre un om al străzii care a fost găsit decedat într-un canal. La fața locului a sosit o ambulanță smurd și au scos bărbatul din canal care era în stop cardiorespirator. Au făcut manevrele de resuscitare, iar medicii de la ambulanța Sălaj au declarat decesul. Păi, am înțeles, dar pe sunt. Da.